Bună seara, dragii mei! Sunt Tarotela cu o nouă etalare la alegere. O etalare pe care n-am făcut-o niciodată și sunt foarte curioasă cum o veți primi. Este o etalare pentru cei care sunteți într-un triunghi amoros. E neplăcut, dar unii își doresc, alții nu își doresc acest gen de triunghi. Nu comentez, nu stau să judec, pentru că nu sunt aici să vă judec, dar pe unii dintre voi, dar știu doar că trebuie evitat pentru binele vostru sufletesc și spiritual și pentru karma voastră. Însă, mi-am pregătit cărțile, începusem deja etalarea și nu făcusem momentul de alegeri. Și atunci a trebuit să reiau. Cărțile sunt puse. Pentru numărul 1. Acum voi trebuie să vă luați timp și să alegeți între numărul 1, 2 și 3. Aici aveți numărul 1, 2. Puteți să dați zoom și să vă gândiți. Și 3. Acum eu iau această cutie și aceste bijuterii, o dau la o parte și voi începe să vorbesc despre numărul 1. Da? O dau la o parte pentru că trebuie dată la o parte. Am pus-o în primul rând ca să vedeți mai bine bijuteriile, să nu vă distragă atenția textura cărților. Ele deja sunt trase, sunt pregătite. Aveți aici. Aici că e globul de lumină. Sunteți voi, dragii mei, abonați, viitorii mei abonați. Pentru că împărtășim o lumină împreună, un adevăr. Aici sunt ei. Acum rămâne de văzut. Evident că am emoții. Haideți să vedem. Ce simt pentru partenerul lor și ce simt pentru voi? Ia să vedem. Ce simt? Începem cu ei? Începem cu ei. Ce simt? Oh, 10 de bâte. Împăratul. Partenerul cu care au de-a face ei este o persoană, ce stare am, exact în moalele capului, am nu durere, am niște fiori. Wow! Și pe coloană. Fantastic! Mai. Personajul cu care au ei de-a face, ce simt pentru partenerul lor? Simt că acest partener îi consumă energetic. Probabil, 10 de bâte pentru mine, cartea consumului de energie. Probabil au un partener, bărbat, femeie, nu contează, care îi controlează. Un partener rece, dintr-un punct de vedere, autoritar, gelos sau geloasă, posesiv, posesivă, taur, berbec sau orice alt semn. Poate să fie și balanță, poate să fie și leu și scorpion, dar văd oricum băte. Probabil că marcaj pe semne de foc. Foarte posibil să fie într-o căsătorie sau într-o relație de lungă durată în care s-a discutat la un moment dat despre căsătorie. În cazul unora, dacă nu sunt căsătoriți, relația aceasta de lungă durată relație de lungă durată, este impusă într-un fel sau altul de tatăl lor. Oh, ce cărți, nici eu nu mă așteptam. Ce simt față de voi? Marele preot, asta e de bine. Și regele de bâte. Tot foc, dar alt context. Față de voi. Ce stare am, deci nu pot să explic. Și globul ăsta de sare. Și sarea spre ea și ametistul și... Față de voi, multă atracție. Atracție, pasiune, creativitate, inspirați, evident, și sexual, și creativ, inspirați să lupte pentru libertatea lor, să lupte cu acest partener care îi controlează. Marele preot e un personaj care inspiră din punct de vedere spiritual. Foarte posibil pentru unii dintre voi și zic, foarte posibil, că așa zic eu și cine comentează să nu mai comenteze. Foarte posibil pentru unii dintre voi să aveți marcaj în taur și marcajul, dragii mei, în taur sau în semne de foc,
particular, în mod particular leu, marcaj poate să însemne ascendent, Venus, lună, nu doar soarele, și poate să însemne și un marcaj puternic în progresie, soarele progresiv, de exemplu, sau ascendentul progresiv, pentru cei care știți. De exemplu, așa o scurtă paranteză, pentru unii pești care au peste 40 ceva de ani, soarele progresiv este în zodia taurului. Pentru cei care aveți în jur de 30, soarele progresiv este în berbec. Și atunci acția noastră atare. V-am dat un exemplu, da? În fine, ce simt pentru voi? Deci o legătură spirituală profundă față de voi. Față de ei simt dependență și consumă. Eventual simt responsabilități. Dacă sunt soți sau parteneri de lungă durată, există și varianta să simtă responsabilități. Că trebuie să meargă înainte, că așa e, așa e tradițional. Dar avem și aici tradiții. Însă tradițiile acestea sunt spiritualitate cu sexualitate, o tradiție care devine creativă. Este o tradiție care stimulează. Avem și 5. 5 este creativ. Și zodia leului, zodia creativității. 5, amândouă, casa 5, interesant, poate aveți marcaj în casa 5. Casa a cincea a dragostei. Într-un fel sau altul, în sinastrie aveți marcaj acolo. Ce simt față de voi? Repet, atracție, creativitate, legătură spirituală profundă, într-un fel sau altul, inspirați. Simt că există o legătură spirituală pe care o aveți într-o altă dimensiune. Este destinat să fiți, să vă întâlniți, cel puțin să vă întâlniți. Ia, ce gândesc? Ce simt, ce gândesc despre partenerul lor? Nu prea am loc, dar asta e. Ce gândesc? E că eu așa simt, cu faetonul și cu turnul, se gândesc la o separare. O separare într-un mod neașteptat, probabil că nu se poate altfel cu acest împărat, decât să fugă. Așa văd cu faetonul, să fugă cu mașina și să rupă legătura. Să se dărâme toată această... ce stări pot să am! Să se dărâme toată această construcție pe care împăratul ei sau partenerilor, dacă sunt niște parteneri care controlează, care sunt posesivi și care sunt din motive financiare, în mod special, ce stare, ar fugi de ei. Ar fugi și ar rupe totul. E o stare explozivă. Mai e un pic și, da, și explodează relația. E un moment trăsnet. Ce gândesc? Gândesc că această construcție se dărâmă în curând și gândesc că vor să plece, faetonul, să ia experiențele, asta e, și să plece. Unde or vedea cu ochii, către ce? Către stea, către vindecare. Vai de acest stârposan! Ce gândesc despre voi? 7 de bâte și roata norocului. Wow! Iar semn de foc. Pe de-o parte, gândesc că sunteți defensivi, tocmai pentru că aveți o experiență spirituală, aveți o creștere spirituală, da? Adică deja sunteți deasupra acestui împărat, sunteți 5, sunteți peste. Nu sunteți 10, nu sunteți slugă, nu sunteți cărăuși, sunteți întreprinzători. Deci sunteți cu mult peste partenerul, partenera lor. Fai, ce stări, nici mă așteptam să am aceste stări în timpul eternării. Și ce gândesc? Gândesc că, pe de-o parte, sunteți un noroc în viața lor, sunteți predestinați să vă întâlniți. Este o întâlnire karmică. Pentru creșterea lor spirituală sunt conștienți de chestia asta. Fantastic! Ce nu pot să... Bine că nu mă vedeți prin ce stări trec. Și simt că voi sunteți defensivi, că trebuie să vă apărați postura, poziția. Într-un fel sau altul vă înțeleg. Da? Poate sunteți profesori, poate sunteți oameni cu autoritate la locul de muncă și e normal să vă păstrați poziția, așa simt. Și dacă sunteți defensivi, ei înțeleg. Ei înțeleg. Ce gândesc despre voi, pe de altă parte? Gândesc că aveți de luptat cu multă concurență din multe direcții, și spirituală și profesională. Vor să schimbe situația care este între voi, e o schimbare,
Și eventual vor să lupte pentru voi. Știu, nu este 6, e 7, dar eu pe 7 îl văd tot ca pe un luptător, dar un luptător cu altfel de tactici, nu din dorința de victorie, de a cuceri, din alte motivații, de a păstra niște valori, de a păstra, da? Această legătură. Da? Motivația mi se pare diferită. Nu ca să atrag atenția, cum face 6 de bâte adesea, ci pentru 7. 7 e relație, casa relațiilor, ci pentru a menține o relație sănătoasă, spirituală. Cum acționează față de... 9 de cupe invers. Nu vor să mai împărtășească. Vedeți cărțile? Da? Le vedeți, da? 9 de cupe invers. Wow! Și valetul de spade discută, spionează, eventual, eu interesat, se uită înspre voi, spionează, vă spionează pe voi în secret, de acolo de unde sunt ei, în relație cu partenerul, partenera, cine o fi. Așa, pe de altă parte, cum acționează, da, se uită la voi. Acum, nu cred că vorbește cu voi persoana aceasta, dar se uită. Se gândește, sunt spade, se gândește cum să rupă, cum să... Asta e în gând, da, mental. Și avem și spade și turne. Este un Uranus. Da, un Uranus. Uranus. Uranus care face revoluție mentală. 9 de cupe invers. 9 de cupe invers duce către 8. Eliberare emoțională. Scuzați-mă că mă exprim, asta trebuie să mă exprim la niște stări. Nu pot să explic cuiva. Cum acționează față de voi, regina de monede? Wow, asul de monede? Nu vine să cred. Își doresc. Acum rămâne de văzut dacă și vor face acest pas. Pentru că asul e energie în cinci, da? Pentru că ei conștientizează... deci mă șochează această etalare. Pentru că ei conștientizează, simt, în poziția lunii, a simțurilor, simt această legătură spirituală profundă, simt că au decrescut, că îi creșteți, că e ceva extrem de profund, nu doar atractiv, nu doar sexual, este mult mai mult decât atât. În cinci s-au gândit mult la chestia asta și pentru că înțeleg că e un destin special între voi doi, vor să vă fac o ofertă, asul de monede, cum acționează față de voi. Doamne ajută! Sunt foarte curioasă. Vor să vă fac o ofertă. Pentru că vă văd, iar apare semnul taurului, aveți marcaj, repet, progresiv sau pur și simplu aveți marcaj sau aveți marcaj în casa a doua, în sinastrie, unii dintre voi. Oricum, vă văd ca niște persoane excepțional de valoroase, regina de monede. Vă doresc partenerii lor. Vor să... Pentru mine, regina de monede este, o vedeți, da? Este soția perfectă. Își doresc să vă fac această ofertă și să... Deci ei asta își doresc. Asta simt, că sunteți partenerul lor perfect spiritual. Nu din motive financiare. Și creativ și, în fine, care instigați, inspirați, am mai zis, da? Și vă văd ca pe soția sau soțul perfect. Asta e viziunea lor și vă doresc. Își doresc să fac această ofertă. Așa se zice. Cum acționează? Acum rămâne de văzut. Cum acționează? Pentru că regii și reginele în general stau pe tron, da? Ca și împăratul. Ar împărtăși, interesant ce mesaj primesc și stau cu ametistul în brațe, ce credeți la ce stăream? Ar împărtăși din creativitatea lor, pentru că și regina de monede e foarte creativă, din abundența lor, în cazul în care au oarecare, da, au pus ceva deoparte, ceva, ca să vă impresioneze cât de cât să... În cazul în care voi sunteți aici și vă văd ca pe niște, și așa simt că puteți să fiți și varianta asta, vă văd ca niște persoane speciale și doresc să vă ofere ceva la fel de special. Posibil, un cadou pentru unii. Un cadou prețios pe care să-l purtați tot timpul, care să vă aducă stabilitate și încredere în ceea ce simt față de voi. Acum, ce se reușește a se materializa? Imediat vă arăt.
Până acum are coerență. V-am zis, mă șochează și pe mine ce cărți au ieșit. Finalul, față de personajul cu care stau, Cavalerul de Cupe invers. Iar o răsturnare emoțională, nu mai vor să împărtășească, nu mai vor să comunice, de fapt nici nu au comunicat vreodată emoțional și nici nu își doresc. Cavalerul de Cupe de obicei oferă împăcare, o încercare, da? Nu vor să mai încerce, eu așa simt. Și cu turnul, da? Sunt într-un moment de alegere, foarte delicat. Alegeri reprezentat și de acest Mercur, da? Un moment special. Trebuie să aleagă. Între, interesant, voi și zic energia feminină pentru că voi îi hrăniți, asta face energia feminină, îi hrănește. Vă văd înspre, energia feminină în acest set de cărți este înspre voi. Și energia masculină înspre ei, care este marcată de acest împărat, da? Energie masculină, nu contează că vorbim de femeie sau de bărbat. Cel puțin față de energia aceasta, extrem de masculină, repet, nu contează pe femeie, bărbat, nu vor să se mai deschidă emoțional cavalerul de cupe invers. Eu așa simt. Și trebuie să aleagă. Ce se va întâmpla între voi? Finalul, wow! Faetonul! Ah, deci vine cu mașina spre voi. Ce gândesc? Să plece de la ei și să... Băi, deci nu se poate povesti și să vină spre voi. Că voi sunteți destinul. Voi le-ați schimbat roata norocului. Și se manifestă, uf, diavolul, o obsesie pe care deja o au. O situație destul de toxică. Acum depinde dacă vin înainte să divorțeze sau înainte să se separe. Aici este problema cu diavolul ăsta. Evident că se pot separa, pot divorța, dar acest diavol să existe în continuare din cauza că totuși sunteți într-un trio și trio ăsta se datorează unor obsesii. Deci voi îi obsedați, îi atrageți la maxim. Chiar dacă sunteți voi oameni de valoare, da? Chiar dacă sunteți oameni spirituali, creativi, cu autoritate, cu moralitate, există această atracție imensă între voi, pe care eu o simt și care intoxică. Foarte posibil că dacă veți fi împreună din punct de vedere sexual, va fi cu tunete și trăsnete, de se vor auzi până în relația lor aceste trăsnete și tunete. La capătul setului de cărți, în ce privește partenerul, moartea. Uite, o relație, 10 de monede. O relație de lungă durată, bazată pe interese materiale, cum am zis mai devreme, confirmă, confirmă. Confirmați-mi și mie, vă rog frumos, că m-am fiurat total această etalare și moartea. Ah, 13 octombrie pentru unii, că tot suntem în septembrie, urmează în octombrie ceva, 13 octombrie. Uf, ce stare. Să-mi controlez limbajul că îmi vine să... nu pot să exprim. Moartea. Moartea, evident, că înseamnă moartea pasiunii între ei. Măcar, ia uite ce s-a întâmplat, da? Înseamnă că am spus corect, măi. Și totuși, această energie trebuie transformată. Transformarea, evident, nu înseamnă că vor mai continua cu ei. Transformarea poate să însemne și că vor continua cu voi. La capătul setului de cărți, voi sunteți aici îndurerați, trei de spade, și unul și celălalt, nu doar voi, și ei. Pentru că sunteți într-un triunghi amoros, da? Sunteți amândoi îndurerați. Dar apare temperanța. Ce frumos! Iar această energie spirituală care vindecă emoțional și este singura, dragii mei, v-am spus de... ce stori! Scuzați-mă! Scuzați-mă, dar nu pot să nu zic. Este singura care vindecă acest diavol. Există într-adevăr o mare pasiune obsedantă pentru voi. Dar care poate fi, care v-a și rănit pe de-o parte, dar care vă poate și vindeca. Este o lecție spirituală cu siguranță, lecție karmică. Sunteți chemați să vindecați ceva din trecut.
Pentru unii, iar marcaj pe balanță, să vină iar 6 de spade, să vină către, dacă aveți, sunteți pești, rac, scorpion, unii dintre voi, balanță, iaute. Balanță între semne de apă. Scorpion, da? Vorbim de acest set de cărți. Aveți marcaj în semne de apă, poate și în balanță unii dintre voi. Ideea este că există această iaute, asul de băte. Obsesia sexuală, nevoia asta de a se exprima și fizic, într-un mod iaute. Turnul e aici, cavalerul de spade și aici. Cu fi semn de aer, pentru unii este foarte posibil. Vă mai căutați și voi alte semne. Fui, deci nu pot să mai fac mai mult. Vreau să fac și, poate în altă etalare, deja m-a dat peste cap acest număr. Vreau să fac și să scot și cărțile intime, dar absolut. Sper să mă mai redresez un pic până amestec cărțile. Și nu știu dacă pun pauză. O să vă pun minutele la care încep etalarea numărul 2. Dacă vreți să mă ascultați cum vorbesc, să mai stăm un pic de vorbă. Nu pot să vă exprim în continuare. Am niște stări. Nu pot să vă exprim. Ce fiori din cap până în picioare. Ce fiori. Haide. Bine, evident că m-am și rugat înainte de această etalare. Și am și curățat. Dar cu atâtea cristale lângă mine, sare, ametist. Metalul acesta, care și el are niște calități. Am uitat cum îi zice, tot timpul uit denumirea lui, dar știu că are niște calități speciale. Wow! Da. Acum! Sunt doar câteva cărți. Rămâne de văzut în cât timp se vor manifesta. Nu uitați niciodată că e o telare colectivă. Dacă e colectivă, rămâne colectivă, dragii mei. Nu e personal. Haideți să vedem cei care ați ales numărul 2. Da? Pe 1. Lăsăm cărțile pentru numărul 2. Ce simt pentru partenerii lor? O dată, ori de 3 ori. 2 ori. Uf! Încă o carte, o dată de două ori, de trei ori, o dată, de două ori, asta se dorea, de trei ori. Ce simt, ce gândesc? O dată de două ori, de trei ori, așa se dorea, de două ori. Uf, chiar două au venit, drăguț. Cum acționează? Ia uite. Măi, ce ciudat. Cum acționează? Asta vreau să arate. Și rezultatul pentru o perioadă de timp, că or fi câteva luni, câte vreți voi, 2, 3, 6 luni, voi vă alegeți. Asta, și încă una. Uf! Okidoki. Foarte intense. Ia uite, s-a și stins lumânarea în timp ce curățam cărțile. Deci e extrem de intens această etalare. Aceste etalare. Fantastic. Se stinge lumina într-o relație. Nu știu, rămâne de văzut în care, cu cine. Pasiunea se duce într-o direcție. S-a stins lumânarea tocmai acum. Yes. Rămâne de văzut. Deci, conflicte interioare față de voi. De trei ori. O dată. Care? Asta două? Ok. Ok. Ok, ok. Ce simt? Ce gândesc? De trei ori. O dată. De două ori. De trei ori. Așa.
cum acționează. Și ce reușiță? Două, perfect. Ce reușiță astea. Interesant. Foarte interesant. Ok. Trebuie să iau ametistul ăsta în brațe, că n-am. Deci sunt niște stări de nu pot să vă explic. Ia să vă. Ce simt față de ei? 10 de spade. Și lumea. Unii dintre ei au de-a face cu cineva cu marcaj, mai ales un vărsător. Vărsător e și aici, vărsător este și aici. Închei, încheie un capitol. Nu 10, nu un ciclu, un capitol lung de mari trădări și suferințe și dureri în relație cu ei. Ce simt? Ei sunt la distanță. S-ar putea să nu fie în țară. Cuplul acesta la care vă gândiți s-ar putea să nu fie în țară. Rămâne de văzut. Poate voi sunteți în țară și ei sunt afară sau invers, în fine. Dar sunt și ei la drum. În fine. Este o încheiere de situație. Ce simt? Simt că... Așa simt eu, că vor să încheie un capitol dureros. Ce simt față de voi? Ia uite, roată norocului. Ce frumos. Ce simt față de voi? Turnul. Fui. Efectiv, explodați. Dintr-un punct de vedere, că vorbim de simțuri, emoțional, evident, dintr-un punct de vedere emoțional, explodează. Le explodează sufletul, pe de-o parte. Da. Oh. Sunt trăsniți. Îndrăgostiți și trăsniți. Și totuși, sunteți în separare și voi. Probabil, până reușesc să închei acest capitol. Da? Până reușesc să închei acest capitol, ia vedeți, așa să mai acop, a, așa, vedeți acum cărțile, că e și lumină. Până reușesc să închei acest capitol, voi sunteți în separare, deși sunt trăsniți emoțional. Roata norocului, simt că e o situație predestinată, probabil că și prin tarot află. Aceleași cărți, aceleași zodii, tot marcaj, aveți marcaj în Uranus, în voi doi, poate voi trei aveți marcaj în Uranus, unii dintre voi, foarte posibil interesant Uranus în Scorpion, unii dintre voi aveți, și Uranusul în Taur aduce toate aceste transformări, asta că avem Taurul și aici și aici, și în viața lor și în viața voastră. În viața lor Uranus în Taur probabil că aduce aceste separări și tot Uranus în Taur va aduce pe voi în viața lor într-un fel sau altul. Ce simt? Au o revelație, simt că au o revelație referitor la voi, la destinul pe care îl manifestați în acest moment. Rămâne să mai vedem ce alte cărți apar. Ce gândesc despre ei? 8 de spade, tot semn de aer și 9 de cupe. O să vedem și mesajul final. Deocamdată, ce gândesc despre ei? Gândesc că... În primul rând, ia să vedeți. Ok, vedeți? Despre ei. Ce gândesc despre partenerul lor? Așa simt. Simt că... Cu acest 10 de spade și lumea, simt că îi văd foarte egoiști. 9 de cupe poate să fie de bine, dar în acest context am senzația că ei gândesc despre partenerul lor, mai ales dacă este semn de aer, că se gândește foarte mult la satisfacțiile sale emoționale și mai puțin la ale altora, da? Și că ar trebui să se transforme mental. Pentru alții rămâne de văzut ce alte mesaje mai apar. Deocamdată este un scurt mesaj. O să deschizi celelalte cărți și la voi și la ei.
simt că este nevoie ca ei, personajul despre care vorbim, la care vă gândiți și voi și partenerul lor, ei trebuie să se transforme și să-și găsească dragostea față de ei înșiși. Interesant. Se gândesc, dacă aveți marcaj în semn de apă, probabil că se gândesc la voi. Dacă aveți marcaj, mai ales în Scorpion. Wow, ce gândesc despre voi, prietene. Am zis, vai, am zis că aveți marcaj în Scorpion sau în Pești. Aici sunteți voi. Unii dintre voi aveți, le atinge sufletul. Dacă nu-i marcaj în Pești, trag Scorpion și vă zic marcaj, cum neapărat sunteți în această zodie, dar clar apare semnul Peștilor, semnul Scorpionului. Pești. Îi emoționați, am zis. Sunt super îndrăgostiți de voi. Aici este trăsnetul în suflet și în gând, tot o apă, tot o emoție, tot o visare. Și totuși, sunt conștienți că trebuie să facă multe sacrificii cu acest spânzurat. Gândesc că este ceva ce n-au mai experimentat, evident. E trăsnet, este roata norocului, este o relație karmică și gândesc, așteaptă o inspirație. Trăsnetul ăsta poate să fie și inspirație. Dar gândesc că această inspirație trebuie să se manifeste într-un anume fel ca să poată manifesta acest vis frumos. Ei de acolo de unde sunt cu partenerul visează la voi. Sunt obsedați de persoana care îi emoționează, da? Dar pe de altă parte își doriți și transformare mentală și să se gândească un pic la satisfacțiile lor, la bucuriile lor, de la 9 să ajungă la 10. Da? Pentru că în preajma acestui personaj au avut numai spade, numai dureri, numai blocaje mentale. Puiai. Cum acționează? Regina te bute invers. Și-au pierdut pasiunea pentru și valetul de cupe. Cum acționează? Regina de bâte. Regina de bâte invers. Pe de o parte, regina de bâte este o seducătoare. Când este invers, este în discuție, se pune în discuție în relația lor o situație legată de un copil. Că l-au păstrat, că nu l-au păstrat. Iar e o chestiune care se pune în discuție. Un copil se pune în discuție, da, apare în acțiuni. Dar regina de bâte ori este o ușuratică, invers mai ales, regina de bâte invers, este o ușuratică. Și un personaj care își folosește calitățile seducătoare sau atractive doar ca să cucerească pe scurtă durată. Pentru că e invers. Mergem spre cavaler. Cum acționează față de partener? În primul rând, simt că își retrage pasiunea. Posibil că mai păstrează o cupă pentru partener. O amintire. Iertare. Ah, interesant. Își doresc să ierte partenerul. E drăguț mesajul ăsta. Chiar dacă a fost rănit, își doresc să ierte. Și retrag pasiunea pe care au avut-o cândva. Atracția. Și-a pierdut atracția față de acest partener. Parteneră. Wow, ce mesaj. Exact în ceafă simt acum. Cum acționează față de voi? Interesant, un nou capitol. Vai, dar ce diferență. Am zis că sunteți la distanță. Ei sunt acolo, într-o altă lume. Într-o altă lume sunt, vedeți cărțile? Așa, ei sunt într-o altă lume, la distanță și probabil că vor să vină de la acea distanță înspre voi. Oricum, cum acționează? Un nou capitol. Vor să încheie acest capitol cu X, cu X, cu prezenta și sau prezentul și să înceapă acest nou capitol cu voi. Dar interesant că în acest capitol, pentru că vă văd de valoare, vă văd
soția, soțul perfect. Vă văd niște oameni speciali care reușesc să manifeste stabilitate, sunteți, le dați stabilitate, ceea ce personajul respectiv nu ne-a oferit. Valoare, în preajma voastră ei se simt valoroși. În preajma voastră se simt fertili, dar în sensul bun al cuvântului. În preajma voastră vor să își găsească abundența, nu doar stabilitatea. Și o atracție mistică, e move-ul ăsta care aici nu se regăsește. Este o atracție mistică față de voi. Interesant. Cred că investighează tarotul, astrologia și alte căi magice ca să manifest acest nou început cu voi. Asta în condițiile în care regina de băte folosește și chestiuni care țin de magie. E o pisică neagră aici. Probabil persoana cu care au de-a face să fie geloasă în acest moment și probabil i-a ținut prin magie și ei, da, uite că au fost legați. Și acum ei trebuie să se dezlege. Wow! Sunt oameni care fac. Dar recomand, dragii mei, să nu faceți nimănui, pentru că o să vă pară rău. Din multe puncte de vedere. Cum acționează? Vor să se da. Dezlege. E o eliberare. Dezlege de această magie față de această atracție pe care a avut-o. Și care conștientizează că n-a fost sănătoasă și nu le-a adus nicio satisfacție. Și cum acționează? După cum vedeți, valetul de cupe vine înspre voi. Trebuie să ierte, evident, pe ei și să vă facă oferta vouă. Și oferta asta le aduce, da? 9 și cu 1, 10, da? Dar pleacă de acolo, de pe tărâmul acela. Din acea relație, știu, nu se regăsește aici, dar e cu fața la voi. Și uite, așa încep un nou capitol. Însă, dragii mei, dacă sunteți peștișori sau tauri, pești și tauri sau capricorn, în fine, nu, sunt multe variante, sunt multe semne. Unii dintre voi stați cam cu spatele la acest personaj. Nu-i priviți în față, pentru că ceva a fost. Simt că acest turn este o separare între voi, chiar dacă există sentimentele astea și chiar dacă e povestea pe care v-am spus-o. Și e o separare în acest moment. Și voi sunteți un pic cam... Am senzația că sunteți un pic cam supărați pe ei. Ok, ce se reușește? Judecata. 5 de spade. Da? Ce reușește să facă în relație cu el, cu ea? Să judece. Învață să judece. Să-și asculte intuiția. Vor să renască din această karmă. E un Pluto. Vor să renască și să se elibereze de acest semn de aer pentru unii sau personaj cu marcaj, nu neapărat marcaj, în semn de aer, cu care au avut multe discuții. Este cartea egoului, a discuțiilor, a argumentelor, a cuvintelor urâte. Da? Și vor să... Acum judecă. De fapt, băi, asta n-a fost dragoste? Cine s-a jignit? Cine s-a purtat așa cu mine? Ce a manifestat ego-ul? Nu m-a iubit. Și vor să se elibereze. Da? Nu mai vor argumente, nu mai vor discuții. Își ascultă intuiția, își ascultă îngerii. Este, ia uite, o cruce. Voi. Și karma aveți aici... A fost o cruce pe care au dus-o în această relație și sunt conștienți că acum trebuie să se... ce stare am, să se salveze. Da. Dacă nu se salvează, se duc în jos. Wow. Cum acționează față de voi? Ia uite, regina de bâte aici. Pe voi vor să vă se ducă. De voi sunt atrași. Măi, dar ce legături. De voi sunt atrași la maximul. La maximum au o ceacră a întâia și a doua explosivă. 6 de cupe visează la voi și zi și noapte. Evident că
au fantezii erotice toată ziua. Cam asta fac. Trebuie să aleagă. V-au ales deja. V-au ales. Sunteți. Le umpleți toate cupele în acest moment. Da, s-au îmbătat de emoții. În relație cu personajul, cu el, cu ea, eremitul, o lecție spirituală, pe care unul dintre ei, ce stare am, scuzați-mă, dar nu se poate, unul dintre ei încă n-a înțeles-o. Sper să înțeleagă acum, că au niște trăsnete, au niște... Prin comparație, o vor înțelege prin comparație. Ia uite, semnul taurului apare, a balanței. Se pune o tăcere. Așa simt cu eremitul. Se pune sau a fost o tăcere pe care vor să o discute. Dragii mei, dacă aveți, dacă voi sunteți aici, că văd multe cupe aici, văd cupe, dacă sunteți născuți în martie, văd și berbec și pești, dacă sunteți născuți în martie, își doresc să vină înspre voi cu victorie, să manifeste această relație, da? Da, vor să lase, eu așa simt, să blocheze. Dar v-au blocat, dragii mei, v-au blocat. Ca să facă aceste transformări. Rămâne de văzut în cât timp se vor manifesta. Pentru că eu acum citesc niște cărți. Da? Vor să vină înspre voi, dar până atunci au altceva de făcut. Vor să crească, să vină merituoși în fața voastră, vor să vă impresioneze și să plece de acolo într-un anume fel. Știu, în cărțile lor, a partenerii lor, pentru unii dintre voi foarte posibil să mai încerce o împăcare. O împăcare, ultima împăcare să încerce. Cu valetul de cupe și judecata, este foarte posibil să încerce o ultimă împăcare cu ei. Aici văd 0. Iar sfârșit de capitol, început de capitol 0. Și trei de monede și trei de cupe. Am vorbit de triunghiuri, că de-aia sunteți în triunghi, da? Regina de cupe. Iar văd cupe. Posibil aici sunteți voi majoritatea cu planete în semne de apă, pești, drac, scorpion. Dar se dorește construcția. Se dorește o construcție. Unii dintre voi aveți a face... și cu cineva cu marcaj în semne de pământ, taur, fecioară sau capricorn. Dar se dorește construcția, se dorește colaborarea la această întâlnire între cele două suflete perechi. Construcția fiind relația, a treia cupă, da? Construcția fiind această relație este acest monument de artă. Asta se dorește cu regina de cupă. Se vrea justiție. Și asul de cupă. Vrea să se echilibreze situația. Cam atât, dragii mei. Ce ar mai fi să mai văd? Cam luat așa, ce simte, ce gândește, cum acționează. Așa simt. Interesant. Dacă au un partener cu marcaj în semn de aer, foarte posibil acest partener cu marcaj în semn de aer să-și dorească împăcarea. Să încerce să nu mai argumenteze, să nu mai fie discuții, doar de dragul de a se împăca. Interesant. Pentru că am văzut că cineva totuși încearcă, da? Încearcă o redresare de situație, păstrarea unei... Se dorește victoria, da? Acum motivațiile sunt foarte diferite. Motivațiile sunt foarte diferite, dragii mei.
Foarte ciudate aceste etalare, dragii mei. Foarte ciudate aceste etalare. Wow. Și am mai văzut niște cărți invers. Ia, unde se pun la loc? Vreau să apară. Apare. Nu să pun pauză, că se decalează sunetul. Sau nu vreau să risc să se decaleze sunetul. Va trebui să mă suportați până amestec cărțile. Da. M-a șocat și pe mine ce mesaje am primit. Atât de intense încât n-am mai putut să mai pun cărțile cu tentă sexuală, să zicem. Aș fi vrut să văd din punct de vedere intim, dar nu, nu pot. E energia prea intensă, cel puțin astăzi. Rămâne de văzut. Curățăm cărțile pentru numărul 3. Curăță cărțile pentru numărul 3. Numărul 3. A apărut în timp ce amestecam acum cățile spânzuratul. Casa a 12-a a viselor, a relațiilor ciudate, ascunse, de neînțeles, care vin din alte vieți, din vieți anterioare. Bine, mai sunt și alte cărți. Curățăm cărțile pentru numărul 3. Vă și 10 de cupe și 8 de monede. Cineva lucrează pentru ideea, o căsătorie. Că de-aia vorbim de triunghiuri, apare simbolul căsătoriei. Mă rămâne de văzut dacă este un ideal, o iluzie sau este chiar realitate. Haide, uitați-vă la asta până amestec cărțile. O relație cu ei, există un trăsnet, un turn și 6 de bâte. Un narcisist. Cine o fi acela? Că este personajul cu care stau, că sunt ei, ea rămâne de văzut. Ia să vedem. Ok, ok. De 3 ori, ce simte? Pentru... ia uite ce simte. Ce simte? De 3 ori. Rămâne de văzut. Ce gândește? Ce gândește? De 3 ori odată. De 2 ori, așează-te. Ce gândește? Cum acționează? De 3 ori odată, de 2 ori, de 3 ori așează-te. Ok, ok. Acționează. Și ce? Se reușește a se materializa în următoarele 2, 3, 6 luni câte vreți voi. Da. Bine că am făcut 3. Mai mult nu cred că aș fi putut. Ok. Vă spionează, dragii mei. Vă spionează. Cineva are marcaj în balanță. Și vă văd ca pe un vis frumos. Acum rămâne de văzut dacă acest vis rămâne doar un vis. Am văzut 10 de cupe și asul de cupe. Multe emoții. În preajma voastră au multe emoții. Rămâne de văzut ce se va manifesta. Ok. Ce simte? Pentru că... wow! Ciudat! Ce ciudat! Că am văzut cărțile! Ce gândești pentru voi de 3 ori odată? Mai! Spre multe cărți, dar păstrez ăsta, că a picat pe jos, și ăsta, că mi-a rămas în mână. Mă acționează de 3 ori odată.
de două ori. De trei ori așa de asta. Asta. Ce se reușește? Au! Oh, și-am găsit-o cum las aici. Las așa, adițional. Ce se reușește a se materializa în următoarea perioadă de timp? O dată, de două ori, de trei ori așează-te. E o vorbă. Pot să zic, când dați voi, la câte energii circulă acum prin mine, trebuie să mă descarc. Îmi vine să zic, what the fuck? Absolut, e ceva. De nu se poate povesti. Ok. Ce simt pentru ei? Deocamdată, că nu știu de cât timp vă cunoașteți și variază, evident, că poate vă cunoașteți de puțin timp. De cum vă cunoașteți? Ce m-a înțepat inima. Interesant. Ce simt? Și vorbim de simțiri. Unul dintre ei, rămâne de văzut și cum se așează cărțile, dragii mei, unul dintre ei, am zis că e narcisist, este cu spatele la această dragoste și am avut, deci nu și-a deschis inima. Degeaba m-am separat la nivelul chakrei inimii. Wow. În principiu simt dragoste, o dragoste serioasă. Simt emoții, dar își controlează aceste emoții, le țin ascuns pentru că n-au cui să le arate. Vedeți cărțile? Șase de bâte. Ce simt? Simt că personajul cu care au de-a face se gândește în altă parte. La victorii vor să atragă atenția. Am zis, este foarte posibil să fie narcisist, narcisistă, așa simt. Sau, pur și simplu, are un job pentru unii, că nu o să fie la fel pentru toți. Pentru unii, personajul cu care stau ei are un job în spațiu public. Ori ei. Nu, personajul. Da? Sau personajul atrage atenția într-un fel sau altul. Pleacă. Este cu spatele la ei. De obicei, regele de cupe pentru mine este un soț, nu e ca regele de monede, este un soț foarte delicat și sensibil, care se implică și în viață, până așa ca să vedeți, da? Care se implică și în viața emoțională, încearcă. Însă, dacă au de-a face cu personajul, da, încă am vopsea, că îmi vopsesc pereții, dacă personajul cu care stau au marcaj în semne de foc, respectiva persoană, bărbat, femeie, nu prea e atent. E cu spatele. E cu spatele. Într-o altă direcție. Deocamdată, să vedem ce alte cărți apar. Față de voi. 5 de spade. Și cavalerul de cupe. Există conflicte. Vorbim de ceea ce simt. Au niște conflicte mentale. Îi puneți, evident, acest trio, se vede că îi puneți într-un trio și... Și aici e o problemă. Simt că dacă se lasă atrași de aceste emoții, că voi îi îmbiați emoțional, ei nu primesc emoțional, cel puțin până acum, rămâneți să vedem ce alte cărți apar. Dar de la voi primesc un soi de emoții. Nu sunt la fel de profunde, că poate nici nu vă cunoașteți la fel de mult timp, dar sunt destul de profunde. E un cavaler. Da? E un cavaler. Aveți legături emoționale, telepatice. Comunicați altfel, da? Dacă acest personaj din viața lor iese, voi intrați, mergeți înspre voi, îi vedeți cu alte cuvinte, emoțional vorbind. Chiar dacă ei nu sunt cu toată fața înspre voi, cu tot corpul, dar vă simt. Și aceste simțiri îi pun într-o stare de conflict. Foarte posibil să aibă argumente acasă. Foarte posibil să existe și o stare de gelozie. Poate mai aveți voi un ex, poate
persoana cu care au de-a face să fie gelos, geloasă, dar eu îi văd că... Interesant ce mesaj primesc. În cazul în care ei au acolo niște conflicte, niște argumente, sau în viața lor profesională, nu neapărat familială, au ceva, deci pe sufletul lor sunt niște nori, da? Acest triunghi amoros aduce niște nori dintr-un punct de vedere. Dar aduce, dragii mei, pe de-o parte, după nori vine și soarele, vine și curcubeu, le aduce și bucurie. Simt că îi puteți alina. Interesant. Simt că le puteți tempera. Un ego rănit. E un ego rănit. Așa simt. Ia să vedem ce mai apare. Ce gândesc despre ei, eremitul. Și 7 de monede. Din punct de vedere intim, nu prea cred că au cine știe ce satisfacție cu eremitul, care este un solitar, și 7 de monede care pune să aștepte. Dintr-un punct de vedere foarte posibil pentru unii dintre ei, să se gândească la niște investiții materiale, practice, care să le susține casa 7 a relațiilor, să le susțină relația. Din punct de vedere practic, se gândesc cum să investească bani, cum să construiască, ce să facă, poate să cumpere un teren, o casă, să construiască, încă vor să construiască ceva, deși sunt în așteptare. Sunt cam nebăgați în seamă, așa îi simt. Ne băgați în seamă. Și cu eremitul, gândesc că situația, eremitul vrea să facă lumină. Încă vor să facă lumină în această relație. Încă vor. Pentru că totuși au niște sentimente față de persoana cu care stau. Nu poți să zici că nu au. Încă sunt în stadiu în care ar mai vrea să lucreze. Dar în funcție de ce se întâmplă și cu voi, s-ar putea să se întoarcă, pentru că ambele cărți privesc înspre voi. Wow! Să se întoarcă, într-un fel sau altul, cărțile în direcția voastră. Înțelegeți? Se întoarce energia, nu se cărțile. Wow! Wow! Ce gândesc? Mental sunt ca și trăsniți. E turnul și asul de spate. Gândesc că acest cavaler de cupe, adică voi, emoțiile voastre și tot ce le aduceți voi vibrațional, da, emoțional, a venit într-un mod neașteptat. Și aici este conflictul mental. Încearcă să raționeze emoțiile și de-aia apare conflictul. Pentru că ei nu sunt obișnuiți cu așa ceva. Turnul și asul de spade. Se gândesc să vorbească cu voi, se gândesc să manifeste o victorie, o discuție măcar, care să facă lumină în aceste conflicte, în aceste potențiale gelozii, invidii din partea unor oameni din preajma lor, din preajma voastră. Există această energie și vor să discute, da? Despre așa ceva. Oricum, asul de spade și doresc o comunicare sinceră. E în poziția gândirii. Gândesc că trebuie explicat logic, rațional, acest turn, acest trăsnet. Să vedem ce alte cărți mai apar. Cum acționează. Da, interesant. Vedeți, încă mai încearcă să salveze această căsătorie, această legătură. Cum acționează, călătoresc înspre partenerul lor. 2 de cupe. E un parteneriat emoțional față de care au emoții în continuare. E un parteneriat. Cum acționează, călătoresc înspre partenerul lor. Haideți să vedem dacă acest trăsnet poate să însemne separare sau altceva. Cum acționează față de voi? Aveți un capricorn aici în preajmă. Vă blochează. Într-un fel sau altul o să blocheze. Într-un mod neașteptat, comunicarea se blochează sau ceva. Se gândesc, da? Dacă ați comunicat
dacă v-ați mai întâlnit și comunicarea aceasta rațională, sobră, s-a transformat într-o comunicare, că avem aici un cavaler și cavalerul comunică, într-o comunicare emoțională, care îi emoționează, se creează acest conflict mental și ca să se elibereze de conflict mental, pentru că nu, așa simt, chiar vreau să-mi confirmați, se gândesc, e gândire, la o separare față de voi. Pentru că dacă nu se separă și vor să se separe, că apare și doi de spade, au planete în balanță, în mod special Marte în balanță, Capricorn, o să vă blocheze o perioadă la un moment dat, din punct de vedere rațional. Că poate vă mai întâlniți, mai discutați una alta, dar dintr-un anumit punct de vedere se blochează ceva. Pentru că situația devine toxică, acest triunghi amoros devine toxic. Exact, creat o obsesie într-un fel sau alt. Există o obsesie mentală. Rămâne de văzut dacă este și sexuală. Adițional a fost 9 de monede. Foarte posibil voi sunteți singuri și ei căsătoriți. Foarte posibil rămâne de văzut cum e partenerul. Ar trebui să clarificăm, dar nu am timp. Când mâncar deja cu foarte multe și sunt totuși 3 etalări. Toate foarte intense, ca așa e cu triunghiile amoroase. De-aia nici nu-mi place să fac etalări despre triunghiile amoroase. Voi sunteți singurei, frumoase, frumoși, cu reușite. Cu un mental superb, cu prieten, cu casă, curte. Un status special. Într-adevăr, sunt conștienți de chestia asta. Și totuși trebuie să aleagă. Aici este. Pe de-o parte, ar bloca. Rămâne de văzut cum se manifestă acest doi de spade la unii și la alții. Încearcă să blocheze ceva emoțional și mental. Încearcă să da? E pe această direcție. Trebuie să aleagă între voi, singurei, singurele, și cuplu în care sunt. Karmic. E o situație karmică. Dacă nu aleg corect, intră în tentație. E o tentație, clar. Sunteți o tentație pentru ei. Wow. Împăratul și valetul de monede. Cum acționează în cuplu? Încearcă să-și păstreze echilibru. Probabil că au și un copil, cel puțin un copil, cu valetul de monede. Probabil un copil în semn de pământ, fecioară, taur sau capricorn, mai mult sau mai puțin. Însă, trecând peste asta, că pot să fie tați, am vorbit de statutul de soț și de tată, și să se concentreze pe un copil, valetul, vedeți? Ok, valetul, da. Studiază, pentru că asta face valetul de monede, studiază cum să devină împărați, cum să-și păstreze echilibru emoțional, eventual să se mărăcească un pic, să nu se implice foarte mult, să se controleze. Studiază cum să se controleze, cum să asigure stabilitate familiei deocamdată. Deocamdată. Încearcă să-și păstreze tronul. Vedeți cărțile, da? Ia să vedem să nu pice camera. Ok, vedeți aici împăratul. Și aici, da, au un suflet pereche. Chiar dacă nu sunt ei prea fericiți, văd totuși un eremit, un 7 de monede. Eremitul înseamnă o răceală emoțională. E răceală pentru că umblă, dar e și o lecție spirituală. Față de voi, cum acționează, ia uite, magicianul. Și 6 de spade. Iar 6 de spade, 6 de spade, dragii mei. Dragii mei, dacă voi aici aveți marcaj în semnă de apă, foarte posibil să aibă tendința să lase această răceală și să călătorească din când în când către voi pentru că îi încărcați emoțional. Știu, e în parteneriatul lor, dar așa simt, pentru că aveți și voi aici 6 de spade. Interesant este că vor să manifeste ceva. Vor să manifeste ceva cu voi. Rămâne de văzut în cât timp se va manifesta această situație. Însă, un mesaj special.
Dacă nu aveți o discuție, în adevăr, în care să se discute și obsesiile, și ego-ul, și situația, și ambițiile cuiva, în fine, să se discute adevărul, 6 și cu 1 al magicianului duce către 7. Mare grijă, totuși, mare grijă. Pentru că unii dintre ei s-ar putea totuși să încerce să vă păstreze și pe voi, să-și păstreze și căsnicia. Și nu prea e ochi-dochi, înțelegeți? Nu prea e ochi-dochi. Aici sunteți voi, 9 de monede, iar moment de alegere. Și iar sunt ei în căsătorie, totuși alte monede, dar e un pereche, e un cuplu, de care am zis, este răceala asta a eremitului. Poate o simt doar în septembrie, rămâne de văzut, că eremitul e nouă, da? Îi atrageți, voi sunteți frumos, frumoși, spectaculoși, aici sunteți voi. Îi atrageți, e tentația. E tentația, este egoul. Ah, ce-aș dori și eu un asemenea partener care mă vede, mă simte. Că partenerul meu nu prea mă simte. Eu tot merg către el și ăla-i cu spatele. Poate că au niște probleme financiare. În secret! Marea preoteasă și nebunul își doresc o nebunie. Că altfel sunt cam triști. Cam neîmpliniți emoțional. Își doresc să meargă, să facă călătorii, da? Apare călătorie și aici și aici. Între voi și ei, pentru că vor să schimbe energia. Vor să iasă dintr-o energie în care muncesc 7, 8, da? Muncesc ca să mențin acest cuplu, da? Dar apare triunghiul, apar multe. Rămâne de văzut să-mi spuneți în ce stadiu sunteți al relației, pentru că unii s-ar putea să fiți la început. Și dacă sunteți la început, e la început. E normal să apară doar un cavaler, să nu apară regele de cupe. Dar, nu știu. Astea au fost cărțile deocamdată. Voi să vă puneți în gând. Pentru ce perioadă simțiți că rezonează? 2, 3, 6 luni, 4 luni, eu știu, o lună. Aceasta etalare. Fai, ce stare am în vârful capului. Pe acolo mă trece, pe acolo mă trec toți fiorii. Wow, interesant. Îndrăgostiți apare și la voi. La capătul setului de cărți, faetonul. Ar veni? Interesant. Ar veni iar, e vorba de drum, să vă ofere. Uf, ce stare am. Să vă ofere și vouă un vale, să vă studieze cum să vă ofere. Ceva. Am zis, au de ales între între a încheia. Pentru mine 10 întotdeauna e încheiere de ciclu. Des răceală mentală, emoțională față de cineva. Pe de-o parte îi atrageți, în secret iar apare. Oh, interesant! Ia uite! Marea preoteasă și luna și lumea. Marea preoteasă, dragii mei. 5 de așa, și la câteva cărți distanță, iar apare și aici lumea. Bine, la mai multe. Unde ești? Unde ești? Unde ești? Na. Și lumea. Eventual și împărăteasa. Dacă aveți marcaj în pești, în martie, iar pentru unii dintre voi. E o chestie misterioasă. O chestie misterioasă, secretoasă. Triunghiul iar se vede. Iar și împărăteasa. Ia uite. Trebuie să dea și soției sau soțului. Asta e împărăteasa. Și mamei, și soției. Dar apar lacrimile. Rămâne de văzut. Ce se mai manifestă? Ce mesaje mai primim în luna viitoare? Sau când noi mai face acest gen? Dacă îmi spuneți, dacă vă place, dacă simțiți că rezonați, da? Ce mesaje mai primim la un moment dat? Pentru că atracție există, iar este nevoia de a plănui. Între
această atracție pe care o simt față de voi, că simt atracție. Trăsnet. Uite, diavolul cu... Dar, mare grijă să nu vă manipuleze, că există și magicianul. Repet, trebuie să aleagă. A apărut îndrăgostiții și la voi și la ei. Da? Și vale toate monede. Și la voi și la ei. Călătoria. Însă, aici apare faetonul. Faetonul care merge către destinul său. Într-un fel îi atrageți ca o stea. Am zis că sunteți mai strălucitori, mai altfel. Da? Apar și la îndrăgostiții. Ia uite cum e. Trebuie să aleagă. Ce fac? Ce fac? Pentru că își dau seama că aduc multe situații. Se complică lucrurile. Da? Se complică. Această atracție nu este ușor de consumat. Da? Și nici să aibă de-a face. Pentru că e intensă. Da? E intensă. Cu regina de bâte și marea preoteasă. Sunt absolut trăzniți, am zis, copleșiți. Da, apar și invidioșii. Dar trebuie să aleagă. Între, ia, vedeți? Îndrăgostiți. Asta e. Eu zic că unii dintre voi, așa simt eu, că unii dintre voi sunteți mai la început și încă nu s-a discutat suficient, nu s-au împărtășit destule experiențe cât să vă susțină. Dar ceva se întâmplă, mă înțelegeți? Cam atâta, dragii mei. Sper să îmi povestiți, să-mi confirmați cum, ce și cum ați rezonat. Să-mi spuneți dacă vreți să mai fac genul ăsta de etalări. Și cam atât, că este nebunie. Este nebunie ce curenți energetici, electrici, magnetici trec prin mine în acest moment. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, pa! Ciao, ciao!